Salutare și bine ai venit pe canalul Cască Ochii. Eu sunt Cătălin și voi fi ca de obicei gazda ta de azi. Ai ciarcăne și tu? Bineînțeles, de aceea ai dat click pe acest videoclip. Și eu și majoritatea prietenilor mei avem ciarcăne. Mai important este de ce avem și ce înseamnă ele cu adevărat. Rămâi până la final și află tot despre această afecțiune, să-i zic. Lasă-mi un like la clip dacă îți place acest subiect și abonează-te la canal. Când vine vorba de ciarcăne, un lucru este sigur. Sunt inestetice, ne fac să arătăm mult mai obosiți decât suntem și reflectă totodată un stil de viață haotic sau alte probleme grave de sănătate. Ciarcănele pot afecta atât femeile, cât și bărbații, chiar și copiii. Află care sunt cauzele care favorizează apariția lor și mai ales cum le poți preveni, astfel încât să te poți bucura de un ten luminos și reîntinerit. De ce apar ciarcănele? Formarea ciarcănelor este cauzată de congestia venelor care drenează sângele de la nivelul ochilor spre nas. Atunci când acestea se umflă și devin mai mari și mai închise la culoare, apar ciarcănele, acele cercuri negre inestetice din jurul ochilor. Oboseala sau lipsa somnului sunt considerate principalele motive pentru apariția ciarcănelor. Însă acestea nu sunt singurele care favorizează apariția lor. Așadar, de ce apar aceste cercuri negre în jurul ochilor? Genetica. Genetica este unul din motivele care favorizează apariția ciarcănelor. Dacă moștenești o piele subțire în zona ochilor, vasele de sânge vor fi mult mai vizibile și ciarcănele vor apărea mult mai des atunci când se acumulează oboseală. Pigmentarea. Persoanele cu tenul mai închis sunt predispuse la apariția ciarcănelor din cauza nivelului ridicat de pigmenți care oferă o nuanță mai închisă pielii din jurul ochilor. Vârsta. Odată cu înaintarea în vârstă, nivelul de colagen din piele scade treptat și pielea se subțiază. Astfel, venele devin mai proeminente și pot apărea ciarcănele. Expunerea îndelungată la soare scade capacitatea organismului de a produce colagen și totodată afectează culoarea pielii. Alergiile. Declanșează eliberarea de histamină, care afectează vasele de sânge și cauzează umflături, implicit afectează și zona din jurul ochilor, unde pielea este subțire și vasele de sânge sunt mai vizibile. Lipsa somnului. Aceasta sporește nivelul de oboseală, motiv pentru care vasele de sânge din zona ochilor se dilată, iar pielea capătă o nuanță mai închisă. Viciile. Fumatul și consumul de alcool în exces favorizează apariția ciarcănelor, întrucât afectează celulele pielii și scad nivelul de vitamina C, esențial în procesul de regenerare al pielii. Cum poți preveni apariția ciarcănelor? Mulți dintre noi s-au confruntat cu problema ciarcănelor. Acestea sunt inestetice, greu de ascuns și cu atât mai dificil de înlăturat. Din fericire, există și modalități prin care poți preveni apariția lor. Protejează zona sensibilă din jurul ochilor. Pielea de la nivelul ochilor este subțire și totodată foarte sensibilă. Evită demachierea viguroasă, întrucât poți cauza traumatisme pielii. Deși aceste traumatisme nu sunt vizibile de cele mai multe ori, în timp favorizează apariția ciarcănelor. Bea apă. Este indicat să consumi apă de la primele ore ale dimineții, deoarece pe timpul nopții, organismul se deshidratează, iar un pahar cu apă îi oferă cantitatea de lichide de care a fost privat pe durata nopții. Castravete. Câteva felii de castravete la nivelul ochilor pot face minuni deoarece conțin antioxidanți, vitamina K și C, care sunt absorbite prin piele și reduc inflamația de la nivelul ochilor. Odihna. Somnul este benefic pentru pielea ta, deoarece, în timp ce dormi, pielea se regenerează și este reglat nivelul de oxigen și nutrienți. Regimul alimentar. Consumul de alimente bogate în vitaminele C, E și K este esențial pentru o piele sănătoasă. Vitamina C întărește vasele de sânge și stimulează producția de colagen, iar vitamina E ajută la regenerarea celulelor pielii. Este indicat consumul regulat de spanac, portocale, brocoli, pește, struguri, mango sau morcovi. Masaj la nivelul ochilor. Masajele faciale stimulează circulația sângelui și tonifiază mușchii de la nivelul ochilor. Aceste masaje faciale pot fi efectuate cu ușurință acasă, în fața oglinzii. Un tip de masaj este cel efectuat cu ajutorul degetului arătător, ce presupune tamponarea ușoară a zonei de sub ochi timp de câteva minute. Ce boli pot ascunde ciarcănele atunci când nu sunt moștenite genetic?
Cearcănele reprezintă una din cele mai frecvente probleme ale tenului și pot fi cauzate de factori ereditari. Însă, atunci când apar din alte motive decât moștenirea genetică, acestea pot ascunde probleme de sănătate și este important să cunoști semnele care indică potențialele afecțiuni. Cearcănele care au o nuanță cenușie pot indica probleme precum anemie sau alte afecțiuni asociate cu stresul și oboseala. Nuanțele de albastru ale cearcănelor indică o circulație slabă și posibile afecțiuni cardiace sau pulmonare. Culoarea roșie a cearcănelor indică creșterea în volum a vaselor de sânge din zona ochilor, specifică persoanelor cu hipertensiune. Cearcănele pot apărea așadar și din cauza unui stil de viață nesănătos, a stresului sau a unei alimentații incorrecte. Deficitul de vitamine sau diversele medicamente pot avea ca efect dilatarea vaselor de sânge și apariția cearcănelor. Sfaturi, tratamente și soluții pentru a scăpa de cearcăne. Soluțiile de a scăpa de cearcăne sunt diverse, de la remedii naturiste preparate cu ingrediente pe care le ai la îndemână în casă și până la tratamente chirurgicale minim invazive. Iată care sunt cele mai eficiente tratamente împotriva cearcănelor. Măști și remedii naturiste rapide pentru cearcăne. Dacă te confrunți cu problema cearcănelor și vrei să le tratezi acasă, uite câteva remedii naturiste care te vor ajuta să le combați. Ulei de ricin. Are proprietăți anti-inflamatorii și antioxidante și contribuie la menținerea aspectului neted al pielii din zona ochilor. Uleiul de ricin absoarbe totodată impuritățile din piele, iar acizii grași din compoziția lui hidratează pielea. Aplică uleiul pe zona de sub ochi, masează timp de câteva minute și apoi lasă-l să acționeze pe timpul nopții. Ulei de cocos. Ajută la exfolierea și calmarea pielii iritate, iar complexul de vitamine și minerale repară zonele afectate de cearcăne. Tratamentul cu ulei de cocos este destul de simplu. Se aplică în jurul ochilor și se masează timp de câteva minute până când acesta intră în piele. Pentru ca rezultatele să fie vizibile, tratamentul trebuie repetat cel puțin timp de o săptămână. Ulei de migdale. Conține acizi grași care hidratează pielea, agenți de albire și vitamina E care reîntinerește pielea. Aplică uleiul de migdale în jurul ochilor, masează zona timp de câteva minute și lasă-l să acționeze pe timpul nopții. Repetat în fiecare seară, acest tratament va ajuta la o mai bună circulație sanguină, iar pielea va deveni mai luminoasă. Zaț de cafea. Acesta are proprietăți anti-inflamatorii care ajută la menținerea elasticității pielii, iar cafeina protejează împotriva razelor UV și ajută la circulația sângelui din zona ochilor. Amestecă zațul de cafea cu câteva picături de ulei de cocos și aplică pe zona de sub ochi. Lăsată să acționeze timp de 10-15 minute, poate fi îndepărtată apoi cu un șervețel umed. Apa de trandafiri. Reîntinerește pielea și estompează cearcănele. Datorită proprietăților astringente, apa de trandafiri poate fi folosită ca loțiune tonifiantă pentru piele. Înmoaie dischetele demachiante în apa de trandafiri, apoi acoperă pleoapele timp de 15 minute cu aceasta. Pentru ca rezultatele să fie vizibile, repetă acest tratament cel puțin 2-3 săptămâni. Suc de roșii. Roșiile au proprietăți de albire care oferă pielii un aspect mai luminos. Amestecă o linguriță de suc de roșii cu una de suc de lămâie și aplică soluția pe zona de sub ochi, lăsând-o să acționeze timp de 10 minute. Clătește apoi cu apă rece. Pentru rezultate vizibile, tratamentul poate fi repetat de 2 ori pe zi timp de 2-3 săptămâni. Soluții chirurgicale pentru a scăpa rapid de cearcăne. Tratarea cearcănelor este cu atât mai importantă pe măsură ce înaintăm în vârstă, întrucât pielea începe să-și piardă elasticitatea, iar soluțiile cele mai eficiente și de durată sunt cele chirurgicale. Injecțiile cu acid hialuronic sau grăsime proprie. Sunt o metodă simplă și eficientă, nedureroasă și fără efecte adverse. Deși pot apărea vânătăi locale, acestea dispar după 48 de ore. Procedura durează aproximativ 20 de minute, iar rezultatul este vizibil imediat și efectul durează până la 2 ani. Și injecțiile cu grăsime proprie, preluată de obicei de pe abdomen sau fese și injectată apoi în zonele cu probleme, sunt de ajutor. Această soluție este la fel de eficientă și de durată precum injecțiile cu acid hialuronic. Cearcănele ascund diverse probleme de sănătate și dezechilibre în stilul nostru de viață și este important, pe lângă tratarea acestora, să știm care sunt cauzele care au favorizat apariția lor. Pe lângă remediile naturiste și tratamentele care oferă rezultate rapide și vizibile,
trebuie să ții cont că cel mai bun mod de tratare a ciarcănelor este de fapt prevenirea lor. De aceea, este indicat să menții un stil de viață echilibrat, fără excese și să îți concepi un program de odihnă. Și așa închei clipul de săptămâna aceasta. Sper că ți-a fost de ajutor și că o să-mi scrii în comentarii cât de mult te-au ajutat aceste sfaturi și cât de mult îți place canalul Cască Ochii. Până vinerea viitoare, rămâi curios!